familie cu de toate. O să vedem despre ce e vorba cu de toate. Prima ramă e cu miere, asta e a doua. Polen și miere pregătită în centru aici de oată, dar nu e oată. Rama 3, larvar mare, spre copăcit. Uite și matca. Partea asta e copăcit deja. E plină, plină din cap în cap. Rama 4 e căpăcit plină și pe o parte și pe alta și aici încă o matcă. Asta nu mai are nici aripi. E una dintre familiile cu două mătci. Se pare că încă este. Acum o roa amândouă, nu știu, probabil, că altfel nu țineau. Încă o ramă plină cu puiet, căpăcit. Opa. Și pe o parte și pe alta. Asta e plină cu larvar mic. Da, nu reușesc. A, se vede. Asta cu puiet căpăcit și pe margine ouă, larvar și pe partea asta la fel. Asta ultima, miere cu polen. Am descăpăcit deja o ramă. Și o băgăm aici. Rănitorul. Mai am o dată de dat sirop, pentru că
Încep pomii fructiferi să înflorească și nu o să mai fie nevoie de sirop. Deja o să aducă ei. Asta e. Scos-i diafragma. O familie pregătită pentru culesul de salcă.